A fost un an greu în care am realizat mai mult ca oricând cât de importantă este familia, iar astrologii au aflat cum își petrece fiecare zodie sărbătorile în acest an. Berbec. Pentru nativii din zodia Berbec, finalul de an anunță multe surprize și cadouri din partea persoanelor dragi. Este o perioadă cu evenimente speciale pe plan sentimental. Taur. Cei născuți în zodia Taur au parte de sărbători liniștite cu multe bucurii pe plan personal, se bucură de câștiguri financiare și își surprind partenerul de viață cu un anunț important. Gemeni. Nativii din Gemeni au parte de momente deosebite alături de familie, dar și de partenerul de viață, iar anul nou vine cu vești bune pe plan financiar. Rac. Anul acesta de sărbători, racii își surprind familia cu cele mai frumoase cadouri, dar și cu o veste bună. Pe plan financiar se anunță o perioadă excelentă. Leu. Cei născuți în zodia Leu începe perioada sărbătorilor cu mici conflicte pe plan sentimental, dar stați fără grijă, totul se lămurește până în noul an. Fecioară. Finalul de an se anunță magic pentru nativii din zodia Fecioară. Își îndeplinesc dorințele și se bucură de o situație financiară foarte bună. Balanță. Nativii din zodia Balanță sunt agitați în perioada sărbătorilor și pot uita de magia Crăciunului cu atitudinea lor. Spre finalul anului se gândesc la o vacanță în străinătate, relatează kissfm.ro.